Miami, capitala Americii Latine, este al treilea cel mai bogat oraș din Statele Unite și o stațiune turistică de renume mondial. Pentru noi a fost un oraș în care vroiam neapărat să ajungem. Până atunci însă, plecăm din Palm Springs pe Beverly Hills să petrecem câteva ore, unde am găsit un altfel de Los Angeles mult mai curat, care ne-a plăcut enorm. După aceea ne îndreptăm spre aeroportul din Los Angeles și ne luăm zborul spre Miami, unde o să petrecem 10 zile de relaxare maxim. Am avut un vibe extraordinar în această primă seară pe care am petrecut-o în acest oraș. Sperăm să vă placă și vouă! Hello, bună dimineața! Ne pregătim să plecăm și am vrut să vă arăt 3 chestii care mă disperă la hoteluri din America. Deci nu vine să cred. Deci, pe mine mă disperă. Cel puțin spuneți-mi și voi, dacă lăsați comentarii, dacă vă disperă. Deci uite-te. Prima chestie. Nu este bec aici, v-am zis și aseară. Deci nu găsești bec, deci dacă a prins becul din față, s-a prins doar becul ăla la baie. Atât. Și mai e noptierile astea, dar nu vezi nimică. Deci când vreau să fac ceva, nu văd nimică. Nici ziua. A doua chestie. Deci la toaletă, din prima noapte de cazare, n-am mai avut perie de toaletă. Deci nu au așa perie de toaletă. Eu nu înțeleg. Nu curăță Buda, vezi? Nu înțeleg. A treia chestie, care mă disperă cel mai mult când fac baie. Uite-te, deci așa stau toate dușurile, știi? Și ăsta, de exemplu, nu. Ai zis ce hot, da? Împinge acolo. Nu mere. Trebuie să-l tragi în funcție că să-l tragi. Și după ăsta trebuie să-l apeși, dacă-l tragi. Nu, deci nu înțeleg. Și dușul, ia vezi cum e așa, știi? Nu prea poți să te dai frumos ca lumea, știi? Să faci, deci nu înțeleg. Deci asta mă disperă foarte mult pe mine. Nu înțeleg. De ce ai face numai așa? Spuneți-mi și voi dacă vi se pare că v-ar deranja sau nu. Ne vedem! Dacă vă plac videole noastre, ajutați-ne să ne îndeplinim obiectivul de a ajunge la 1000 de abonați. Vă mulțumim! Ajungem în Beverly Hills, un cartier tare frumos din Los Angeles, care a fost fondat în anul 1914 și a evoluat rapid într-un centru de reședințe de lux. Am ajuns în Beverly Hills. Ai, e fainuță nouă, scăsuță de alea fanii pe aici. Dacă vedem, găsim un loc de parcare undeva pe centru și ne plimbăm după un pic. Poate găsim ceva și de mâncare. Vedem, ați văzut acolo ce fain căsuță, așa micuțe, stilul ăsta, știi, american, fără gard în față. Încă de la începuturile sale a fost proiectat ca un oraș exclusivist, a fost mereu în vârful listei când vine vorba de stil de viață opulent. Aici locuiesc foarte multe vedete din modă, cinematografie, sport, muzică, precum Jennifer Aniston, Elton John, Tom Cruise, LeBron James. Nu se știe niciodată peste cine dai când te plimbi în acest oraș, mai ales pe celebra stradă Rodeo Drive. Am ajuns în Beverly Hills după 2 ore, acum vrem să mergem până pe Rodeo Drive, este ceva stradă aia cu magazine super scumpe și așa, pe numai să ne uităm, știi? Și vedem, hai că ne plimbăm. Cum e pe Beverly Hills? Mai curat. Aici, da, aici n-am văzut mizerie, sincer, ca și în Hollywood și în alea alte. Da, arată bine pe aici cel puțin. Da, mi se pare mega fun. Dar erau scumpe cazări de aici, așa e? Da, da. Rodeo Drive este una dintre cele mai celebre stăți comerciale din lume. Este destinația preferată pentru shopping de către iubitorii de modă. Am putea spune că este ca un Disneyland pentru iubitorii de shopping, cu magazine care parcă strigă: hai, intră și cheltuie și tu niște bani. Dacă ai visat vreodată la haine de designer celebri sau bijuterii care îți iau respirația, ești în locul potrivit. Am ajuns aici pe Rodeo Drive, ce credit. Magazine de lux. Da, da, pe aici se plimbă șmecherii, poate vedem ceva vedete. Ia uite ce fain, vezi? Ce fain se vede. Da, deci e super fain aici, nu? E curat, nu sunt dubioși. Cu asta își mai spală păcatele Los Angeles-ul. Da, aici a fost fain, degeaba, mega șmecher. Mi se pare că arată mega bine locul ăsta, știi? În caz că vă întrebați de unde vine acest nume Rodeo, acesta nu are legătură cu sportul cu taul. Termenul vine de la cuvântul spaniol rodeo, care înseamnă întâlnire sau adunare. Da, ce zici? Ai curaj să intri într-un magazin de ăsta? Da, să zici, doar ne uităm. Da. Can I help you with something? Oh, no, we're just looking. Da, pe mă uit să văd dacă îmi place ceva, poate nu-mi place nimic. Unul dintre cele mai scumpe magazine de pe Rodeo Drive este casa de bijuterii Harry Winston. Aici ai șansa să admiși și să achiziționezi unele dintre cele mai spectaculoase diamante din lume. Deci uite, nu știu dacă vedeți acolo în vitrină, iasă o doamnă și jur că are reale, că așa făcea și în New York și m-am uitat foarte atent. Uite, n-are cum să nu fie reale. Tu vezi că e prea perfect. Ha? Uite-te, ia. Vai, dar e creepy. As fuck. E reale. Eu așa zic, nu crezi? Am o gâlce creepy. Ia. E reală, maxim.
cât au fost de pe aici. Că e cam grăbind, trebuie să returnăm mașina. Dar data viitoare când mai vin, poate stăm aici, ne luăm o cazare aici. Da, și stăm. Vedem, da, data viitoare, să când, dacă să mai veni. Venim pe aici, da, că vrem să vizităm și alte părți în America. Da, că nu, California am tot fost săptămânile astea. Dar nu, super fain, deci dacă veniți pe aici neapărat, să încercați pe aici să vă plimbați și ne vedem mai încolo, să văd dacă tot e ok când returnăm mașina. Da, ne vedem mai imediat. La returnarea mașinii doar am parcat de unde am luat-o și au verificat dacă am făcut plinul și gata. Ne-au virat după ceva timp garanția de $300 și am luat un Uber spre aeroportul din Los Angeles. Parcăm spre Miami. Miami, Miami. Deci imediat acum trebuie să urcăm, cred că merge repede. Eu cred că nu-i prin avionul, deci o să fie ok. Deci ne vedem din avion. Vreau să ajungem la Miami. Da, ce mic e ecranul ăsta. Asta e mai pușcat un pic. Avionul? Da. E mai mic decât cel cu care am venit, dar nu. Au fost 7 ore aici, 4-5. Da, 4, da. Da. Hai că vedem, măcar să ajungem în siguranță. Da. Ce mai important, îți curăși și ne dă mâncare, hai să vedem. Probabil tot gustale sau... Am misete. Și mie da. Misete. Hai că vedem. Zborul a durat aproximativ 5 ore, însă timpul a trecut foarte, foarte repede. 20 de minute. Am ajuns în Miami. Deja se simte da, bară deci, aia, căldura aia. Deci m-am venit cu bluză pe noi îmbrăcați, deci nu mai pot să încă mari de față, serios, deci super, super cald. Și încă n-am ieșit în soare. Da, abia aștept să mă ajung la hotel să mă dezbrac, că nu mai pot, să-mi dau un pic, măcar un tricou, măcar să ieșim să mâncăm ceva, că să-mi rup de foame. Și apoi ne-au zis, vă amintăm așa care e prima impresia noastră despre Miami, abia aștept. Așteptăm Uber-ul și da. Mergem. Omul Uber e cam vreo $18-19 de aici, de la aeroport până unde mergem noi, cel puțin. Că avem prea multe bagaje, apoi am zis că nu. Și n-am avut nicio surpriză, nu mi-a mai spart bagajul acum, deci super ok. Hai că ne vedem imediat, pa! Aha. Ne-am cazat la hotelul Citizen M Miami Brickell și a costat aproximativ $500. Am ajuns! Finally! Am ajuns, ne-am cazat la același hotel, ceva hotel care are camere super mici, dar au tot felul de feature, cum să zic, știi, afară, deci terasă, au spații de lucru, piscină, tot felul și nu, sunt cam prețul așa mai accesibile. Și nu, camera e cam mică, deci dai patul imens, am acolo la televizor scrie Welcome Alin și ce e fain că poți să controlezi totul din tabletă. Să controlezi totul din tabletă, aia e fain, vezi că așa era și New York, deschide alea, hai să iei, vezi cum se deschid, frumos, hai, o clădire. Suntem la etajul 14, așa? Da, 14, deci cam așa, bine, dacă te uiți, poate te urci în pas să vede ceva, dar nu mă urc. Da, către alte clădiri. Da, da, e fain. Da, deci așa se vede în pas, da, e fain. Da. Da, acum mergem să ne schimbăm, poate facem un duș, apoi ne punem și căutăm ceva de mâncat, că nu mai pot să-ți rupt. Da, deja am mai mâncat de amiază. Ce de amiază? N-am mai mâncat de dimineață, la mic dejun. Păi ziceam, n-am mâncat de amiază. Ah, ok, nu, n-am mâncat de amiază astăzi, deci trebuie să mergem neapărat să găsim ceva. Și ne auzim mai încolo și poate mergem așa prin oraș, filmăm un pic și vă arătăm așa prima impresie din Miami și apoi după oricum continuăm cu mai multe videouri. Deci ne auzim, pa, pa! În primele seri am stat în zona Brickell, care este centru financiar al Miami. Este cunoscut și sub numele de Manhattan de Miami. Brickell este plin de zgâre nord-modern, este o zonă în continuă dezvoltare și cu facilități exclusive, dar și o zonă destul de scumpă. Cum iubi pe Miami? Sincer, faină atmosferă. Da. Îmi place! Da, e super fain. Acum am ieșit. Sper să se vadă cât de cât că n-am mai luat camera. Asta e curat, cu telefon. E animat, e fain. Da, e foarte curat. Ia mașină. Aștept mâine pe zi să-l descoperim. Da, acum suntem și obosiți, deci nu. Vedem mâine. Bă, deci avem un vibe aici, pe Miami. Ai de viață, și la localul ăla. Deci aici chiar mă văd trăim și zice. Deci în rest, acolo... Stai că e prima seară, dar până da. Acum și mie îmi place super deci mult. Vibe, și localul, așa, adică se simte vibe, așa, poate că e mai diferit decât, știi? La ce înghețat, să vedem cum e. Gelato, am găsit. Foarte fresh asta. Da, deci mega fine. Așa bine, e să fie cald, non-stop, deci chiar m-am uitat pe vreme și arată și în ianuarie, cea mai mică temperatură în ianuarie și 23 de grade, deci îți dai seama. Aici super de fain. Noi. Deci aici pentru mine, dar nu știu, deși vibe, așa îmi dă așa de fain. Uite ceva, face-o cumva. Acum suntem și obosiți, dar mâine e o nouă zi și ne primăm un pic și filmăm mai fain.
să vă arătăm pe aici așa un pic în mare cum arată și să vedem așa prima impresie, că prima, acum din prima seară mi se pare wow, adică super, super tare, că m-aș muta aici oricând. La LA a fost opusul, din prima seară mi s-a părut. Da, după s-au mai reglat pe California, dar în LA tot nu-mi place, în zona LA, dar California nu e super faină. Dar aici e diferit, e un pic mai diferit. Seamănă un pic așa cu vibe-ul din Europa, deci... Un pic, mai next level, mai luxos. Da, sau... da, e mai luxos. Ai spune nori aici. Da, e o Spania mai luxosă. Noi am stat chiar lângă Mary Brickell Village, o zonă populară de divertisment care oferă multe restaurante, baruri, chiar a fost o atmosferă absolut de vis. Aici am ceva, am urcat sus, în mall. E ceva mall, aici am Brickell, că noi aici suntem în Brickell. Sunt închise magazinele. Da, dar e ceva, e super fain, arată tot aici, știi? Arată mega, mega fain. Hai să-i atacă muzică peste tot, dar nu știu, doamne ferce, bine mă simt. Deci uite ce fain se vede aici. Curașul. Uite ce fain arată aici orașul. Nu, găsit-o, zic dacă nu-ți place. Da, da, parcă îmi place mai mult decât eu. Da, și mie. Ele, da, e total, e alba, că e vremea bună, cumva căldura îți dă un alt, o altă stare, știi? Nici New York era super fain dacă ar fi vremea de aici, știi? Exact, da. Da, nu. Da, mega fain, deci uitați-vă. Super fain. Bye, girl. Listen, baby, it ain't no lie, girl. And I can't deny that your sexy little booty caught my eye, girl. Listen, you don't have to be the shy, girl. I'm not a player, no, I'm not the guy, girl. Listen, yeah, I know that we could fly.